Cavalerul și doamna de Carlo Goldoni. Italia secolului al XVIII-lea. Ne aflăm la Neapole, orașul chitarilor care înflăcărează prin canțonete și serenade dragostea cavalerilor pentru frumoasele doamne. Una dintre acestea este Eleonora, soția nobilului Don Roberto, exilat la Benevento din pricina unui duel sfârșit tragic. Din clipa despărțirii, doamna Eleonora înfruntă singură sărăcia și neajunsurile. Doar Colombina, slujnică inimoasă și isteță, fiindu-i alături în această grea împrejurare. La leaua asta nu-mi iese după cum aș vrea. Colombina, dă-mi ghemul albastru. Ei, Colombina, n-auzi? Colombina! Senora, ilustrisima, iartă-mă! Toată ziua ți-e somn. Cine nu doarme noaptea trebuie să doarme ziua. Lucrez până după miezul nopții ca în zor să fiu iar în picioare. O sărmană nefericită! Pe drept cuvânt te plângi de viața vrednică de milă pe care ești nevoită să duci alături de mine. Știi doar cum mă purtam cu tine când Don Roberto, soțul meu, era la Neapole și casa noastră putea să se ia la întrecere cu celelalte. Acum însă Don Roberto a fost exilat la Benevento, i-au fost confiscate toate bunurile, iar eu mă aflu într-o situație mizeră, după cum prea bine vezi. Oricine se poate mulțumi cu puțin, dar nimeni cu nimic. Așa, apoi rudele mele sunt toate sărace, nu-mi pot da niciun ajutor. Iar rudele soțului mă urăsc din cauza sărăciei. Da. Toți m-au părăsit. Scumpă Colombina, tu mi-ai fost până acum singura mângâiere printre atâtea necazuri. Dacă mă părăsești și tu, o, Dumnezeule, voi cădea pradă disperării. Oh, haide, haide, stăpână, haide, nu mă faceți să plâng. N-am să vă las cât voi reuși. Sper că tribunalul îmi va acorda suma necesară întreținerii zilnice. Avocatul m-a asigurat că are motive foarte serioase ca să-mi susțină cauza. Da, până una alta vă jecmănește de bani și mănâncă el ce ar trebui să mâncăm noi. E nevoie de răbdare, fiecare trebuie să trăiască din meseria lui. Iar noi, noi din care meserie o să trăim? Ia-tu aici, tu cu furca, eu cu brodatul. Da, iertați-mă dacă vă vorbesc deschis. Sunteți o doamnă fără minte. De ce? Pentru că mai sunt și altele sărace ca dumneavoastră și cu familie, dar nu pătimesc așa. Dar cum fac? Vă spun sincer, nu-și fac atâtea gânduri ca dumneavoastră. Am înțeles, să schimbăm vorba. Da, 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 să schimbăm vorba și să începem alta și mai și. Colombina! Da, ieri l-am întâlnit pe signor Anselmo, stăpânul casei, și cu vorbe meșteșugite mi-a dat a înțelege că a trecut termenul pentru plata chiriei. Da, știu prea bine, de aceea mi-am și vândut pelerina. În sertarul acela se găsesc banii datorați domnului Anselmo. Mai există și signor Rodrigo, un cavaler atât de amabil care de mii de ori s-a oferit să vă slujească și căruia nu vreți să-i spuneți nimic din necazurile pe care le aveți, mulțumindu-vă mai degrabă să suferiți decât să vă lăsați în grija lui. O femeie care cere este apoi obligată să dea. Da. Iar bărbatul, credăuiește, nu are de gând să-și cheltuiască banii fără să spere că va fi răsplătit. Da, domn Rodrigo e un cavaler generos și înțelept. Dar nu va trebui să se simtă obligat față de mine dacă eu nu-i voi cere. Și totuși mi se pare că nu vă displace conversația lui. Da, mărturisesc. Este singura persoană pe care îmi face plăcere să o văd în casa mea. Colombina, bate cineva la ușă. Da, o fi vreun creditor. Du-te și vezi. Stăpână, stăpână, ce v-am spus? Bine, cine este? Signora Anselmo a venit, desigur, să vă ia și puținii bani care v-ar fi de folos. Oh. E voie? Poftiți! Poftiți, signora Anselmo! Bună ziua, ilustrisima! Sluga dumneavoastră, signora Anselmo! Ce mai faceți? Bine? Așa, așa, așa. Împovărată de nenorocirile mele. Ah, vă compătimesc din tot sufletul. Întregul oraș ia parte cu mâhnire la nenorocirile dumneavoastră. Ia-ți loc. Mulțumesc bunătății domniei voastre, ilustrisima. Dragă, signora Anselmo, nu mă faceți să roșesc cu ceremonii care nu se potrivesc deloc situației în care mă găsesc. Iertați-mă, signora, dumneavoastră, v-ați născut nobile. Sărăcia nu distruge noblețea. Acțiunile urâte sunt acelea care dăunează onoarei familiei, nu nenorocirile. Soarta poate lua banii, dar niciodată nu poate schimba caracterul. Nu toată lumea gândește așa, signora Anselmo.
De obicei se consideră mai nobil acela care are mai mulți bani. Vă asigur că am pentru dumneavoastră tot respectul. Iar acum, când vă aflați în această situație, vă stimez tot atât de mult ca atunci când vă găseați în onoruri. Sunteți un om plin de bunătate și de amabilitate. Bănuiesc motivul pentru care v-ați deranjat să mă vizitați. De aceea nu vreau să vă mai fac să așteptați. Colombina! Ilustrisima! Deschideți iertarul acela și adu-mi punga care se află acolo. Da, imediat, imediat! Astăzi nu se mai mănâncă în casa asta. Doamna Eleonora, e adevărat că a trecut termenul, dar dacă dumneavoastră v-ați găsit vreodată nevoie și banii aceștia v-ar fi de folos, sunt un om cinstit și vă spun din toată inima, folosiți-vă de ei. Rămâneți, vă rog, stăpâna. Vă mulțumesc nespus, dar sunt datoare, deci trebuie să plătesc. Haide, haide, Colombina, numără banii domnule Anselmo, pe care îl rog să binevoiască în pace o chitanță. Acum nu știu ce să mai spun, dar dacă nu aveți nevoie de bani, vă cer iertare și îi iau numai pentru a vă da ascultare. Senior Anselmo, da, ce? Dacă ați ști nenorocirile noastre, sunt mai bine de 5 zile de când nu clocotește oala. Ce? Mâncăm câte o bucățică de pâine cu hrean și fălăsare, puțină papară opărită cu apă și murim de foame. Ce spui? Cum signora se află chiar într-o atât de mare sărăcie? Da, da, da. Eu i-am oferit banii, dar i-a refuzat. E, așa e, dumnei, ar prefera să moară decât să ceară. De mine, de ce? Din cauza unor gânduri care nu fac nici cât o ceapă de gerată. Așa, înțeles. Ia, atunci pleacă și lasă-mă singur, da, cu ea. Da, 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 numai decât. Signora, banii sunt numărați. Mă duc să pregătesc câte ceva, da? Doamna Eleonora, vă rog să-mi iertați libertatea pe care o iau. Acum nu suntem singuri, deci nu ne aude nimeni. Sunt un om în vârstă și 20 de scuzi nu mă fac nici mai sărac și nici mai bogat. Binevoiți, vă rog, ai păstra și ai folosi pentru nevoile dumneavoastră. O să mi-i dați când vă va fi mai la îndemână. Oh, signor Anselmo, vă mulțumesc pentru inima bună pe care o aveți, pentru gestul generos pe care îl faceți. E adevărat, mă aflu la strâmtoare, dar nu îndrăznesc ca îngădui să renunțați la banii pe care vi-i datoresc, cu riscul de a nu-i mai vedea niciodată înapoi. Vă asigur că voi avea răbdare. Până una alta, folosiți-vă de ei și jur că niciun gând ascuns nu mă împinge să fac acest gest de dărnicie decât numai compătimirea în fața nenorocirilor dumneavoastră. Respectele mele, ilustrisima, respectele mele. Sluga dumneavoastră, signor Anselmo. Stăpâne? Ce om, cum se cade, ce suflet generos, nu-i așa, Colombina? Stăpâne, stăpâne a venit. Uite ce-mi văd ochii. Signor Anselmo nu și-a luat banii? Nu, mi-a lăsat până când voi putea să-i dau înapoi cu mai puțină greutate. Oh, în sfârșit, o să mai mâncăm și noi câte ceva. Dar cine spune că a venit? Domnul avocat, Buonatesta, să merg să cumpăr un pui. Să mă mai gândesc, poftește-l mai întâi pe avocat. Da, alerg, alerg. Poftiți, signore, poftiți, poftiți. Îngăduiți să fac o prea umilă plecăciune, doamne Eleonora. Sluga dumneavoastră, domnule avocat. Poftiți, luați loc. Ce frumoase monede. Ce vești bune mi-aduceți despre proces? Bune, foarte bune, aș zice chiar excelente. Și sunt toate monede adevărate. Când vom afla sentința? Și astăzi, dacă doriți. Acum mai e vorbă, vă puteți închipui cu câtă nerăbdare o aștept. 4 cu 2, 6 cu 3. Dar ce spuneți acolo? Socoteam cât vă trebuie ca să obțineți sentința. Și de cât e nevoie? Vă spun eu îndată. 4 cu 3, 7 cu 13 și cu încă 7, 20. E nevoie de exact 20 de scuzi. Chiar 20 de scuzi? Da, se poate întâmpla să mă fi înșelat. Am să fac din nou socoteala. Și pentru a fi cât se poate de limpede, chiar cu aceste monede. Va să zică, 4 pentru grefier, 8 pentru tribunal, 2 la notar, 3 pentru registratură și alte 3 pentru diferite copii. Observați, deci, că socoteala nici n-ar fi putut ieși mai bine. Iau de grabă și îi duc la judecătorie. Dumnezeule, și... chiar aveți de gând să-i luați pe toți? Păi n-ați auzit socoteala? Pentru mine, după cum vedeți, nu rămâne și măcar un singur scut. Dragă domnule avocat, fiți cu băgare de seamă. Poate reușiți să economisiți câte ceva din ei. Vă destăim un adevăr vrednic de milă. Pentru astăzi, eu și nenorocita mea de slugă, n-avem decât un codru de pâine cu care să ne potolim foamea. Ei, mâine, mâine veți intra în posesia bunurilor dumneavoastră, veți mânca, vă veți bucura, lăsați pe mine. Într-adevăr, astăzi se va da sentința? Astăzi, astăzi, nu mai cabe nicio îndoială. Alerg la judecătorie, signora, plecăciune. Domnule avocat,
Oh, cerule, când voi isprăvi odată de suferit? Curaj! Curaj, stăpâne! Ia-te-mă! Dați-mi un scut să merg să aduc ceva de aleguri. Dar unde sunt banii? Unde i-ați spus? I-am dat avocatului în vederea sentinței. Toți? Toți. Mi-a făcut socoteala și fără 20 de scuzi nu se poate căpăta sentința. Să-ți vină nebunie, nu altceva. Auzi, îndrăzneală să ia pe toți. Să mă lase fără de aleguri. Nu, n-am să-i o iert niciodată. Cine o fi? Oh, barem de-ar fi câinele ăla de avocat, dar aș vrea să ne aducă banii înapoi. Signora! Signora! E don Rodrigo. Oh. Repede, ia măsuța aceea. Adu-mă încoace scaunul. Du de aici ghergheful, dă-i zor și spune-i să poftească. Grăbește-te, nu-l lăsa să aștepte. Ia-l alent! Signora, amintiți-vă însă că nu avem ce mânca. Ce vrei să spui? Dacă pe don Rodrigo îl cuprinde mila, nu faceți pe nânzuroasă. Don Rodrigo e un cavaler mărinimos, dar eu sunt o femeie de onoare. Haide, haide, du-te și deschide odată. Mă plec în fața doniei Eleonora. Umila dumneavoastră slugă, don Rodrigo. Luați loc. Vă mulțumesc. Cum v-ați odihnit astă noapte? Cum se poate odihni cineva care și-are inima frământată de mii de griji? Vă înțeleg. Ce vești mai aveți de la don Roberto? Sunt 6 zile de când nu mai am de la el niciun semn de viață. Mă tem că se simte rău. Aștept cu atâta nerăbdare vești de la sărmanul meu soț. Tot la Benevento se află? Da, signore. N-a plecat de acolo numai pentru a avea vești cât mai des despre mine. Sărmanul cavaler, cum se descurcă oare fără un ban? Avea cu el câteva bijuterii la nevoie, s-o fi folosit de ele. Și dumneavoastră, iertați-mi îndrăzneala, cum reușiți să faceți față atâtor nenorocii? Mă descurc și eu cum pot. Cum merge procesul dumneavoastră cu fiscul? Am fost încredințată de avocatul meu că sentința se va da cât de curând. Da, dar n-ar fi rău dacă ați prezenta un memoriu domnului magistrat. Și dacă n-ați avea nimic împotrivă, l-aș duce chiar eu. Mi-ați face un mare serviciu. De altfel, l-am și pregătit. Colombina! M-ați chemat, stăpâne? Vezi că pe masa mea deschis se află un memoriu. Te rog să mi-l aduci. Da, îndată. N-ați făcut nimic? Pleacă de aici imediat. Dacă e așa, lăsați atunci pe mine. Signora Eleonora, sunteți atât de tânără, cu calități care vă înfrumusețează și mai mult. Ce întristare să fiți singură, fără soț, fără avere. Vai, signor Rodrigo, nu mai răscoliți aceste nefericite amintiri. Signora, nu-l găsesc. Oh, de nimic nu ești în stare, mă duc să-l caut. Da. Colombina, cum mai merg treburile? Spune-mi adevăr. Rău, domnule, rău, foarte rău. Ducem o viață vretnică de plâns. Signora mănâncă doar pâine cu apă, iar eu fac același lucru ca să-i țin de urât. Doresc să o ajut, dar ea... Tăceți! Iată că vine! Nu-i amintiți însă nimic din cele ce v-am spus, dar... Iată memoriul! Vezi prostuțul că se afla acolo? Da. Luați-l, don Rodrigo, și mă încredințez bunătății dumneavoastră. Veți fi slujită cu toată grija, dar, scumpă doamnă, aș vrea să-mi faceți o favoare. Da, porunciți, vă ascult. Aș dori să binevoiți a vă folosi de buna mea prietenie. Sper că se vede cât o prețuiesc. Nu o prețuiți după cum aș dori eu. Și ce dovadă pot să vă dau? Doresc să-mi vorbiți cu sufletul deschis. Dumneavoastră vă aflați într-un mare necaz și nu vreți să-mi acordați de plină încredere. O, signore, vă înșelați, n-am nevoie de nimic. Știți, ieri seara am jucat cărți și mi-a venit în minte persoana dumneavoastră. Am pus atunci o miză și am câștigat. Am dublat suma și din nou am câștigat. Banii aceștia vă aparțin. Nu, puneți-i din nou în joc. Pierdeți-i sau... Dați-le o altă folosință. Oricum ar fi, faceți-mi plăcerea și primiți aceste 6 monede. Vă mulțumesc pentru buna dumneavoastră intenție. Signora, dacă aceasta vă este dorința, vă cer iertare pentru libertatea pe care mi-am luat-o. Îngăduiți-mi să nu vă mai supăr cu prezența mea. Și vă rog să nu mă lipsiți de onoarea poruncilor dumneavoastră. Vă încredințez acest memoriu. Veți fi servită, signora. Sluga dumneavoastră. Domnul Rodrigo? Colombina! De ce plângi? Plâng de foame, de mânie și de disperare. Ia grafa asta, du-o și amanetează-o. Ai grijă pe urmă de tot ce e nevoie pentru astăzi. Mă face să plâng și mai tare. De ce? Fiindcă văd cât de bună sunteți, că deși vă zbateți în mari nevoi, vă mulțumiți totuși să pătimiți și să vă lipsiți de toate podoabele decât să cereți a fi ajutată. Ei, dragă Colombina, viața se poate trăi și cu puțin. Podoabele nu sunt atât de necesare. Cinstea e aceea care merită cele mai înalte atenții. Don Rodrigo, față de dumneavoastră, n-are însă niciun gând ascuns. În inima bărbaților nu se poate citi. Nu, 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 nu.
Mai bine moartă decât să-mi pierd reputația. Da, bine, 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 seniora, păstrați-vă reputația, iar eu mă duc să amanetez agrama. În vreme ce Columbina se duce să amaneteze bijuteria stăpânei sale, într-o altă vilă din Neapole, signora Claudia, o nobilă mai puțin scăpătată decât prietena ei, Eleonora, îl instruiește pe noul servitor al casei, simpaticul Balestra. Balestra? M-aș chema, doamna Claudia. Adu-mi coace măsuța aceea. Dai, mistrici. Hai, hai mai repede. Mai doriți și altceva? Când voi avea nevoie de tine, am să te chem. Prea bine, ilustrici. Balestra? Aici sunt, ilustrici. La ce oră a plecat soțul meu? La 10, ilustrici. Poți să plec? Stai pe loc? N-a spus nimic? Nimic. Pleacă. Plec, ilustrici. Balestra, stai. Stau, ilustrici. Spune-i vizitiului să pună caii la trăsură. Da, ilustrici. Balestra, stai. Cum să merg singură în trăsură, fără ca vreun cavaler să mă însoțească? Nu se cade. Nu se cade, ilustrisima. Ilustrici. Ce dorești? Nu te-am chemat. Un mesaj, ilustrisima. De la cine? Don Alonso dorește să vă prezinte omagiile. Balestra, deschide imediat! Pentru cavalerul care mă slujește, nu există ușă închisă să intre, să intre numai decât, Balestra! Poftiți, poftiți și neul Alonso! Bună dimineața, doamna Claudia! Doamna mea, fericirea mea, comoara mea! Scumpe, don Alonso, iertați ignoranța noului meu servitor, n-a fost deloc în intenția mea să vă las să faceți anticamere. Cunosc bunătatea dumneavoastră și nu dau în sănătate niciodată acestor mici flacuri. Scumpul meu, don Alonso, aș dori ca pe viitor să fiți ceva mai punctual. Signora, o afacere urgentă m-a reținut în dimineața aceasta mai mult decât trebuia. Vă rog să iertați, signora. Dacă însă observ ceva, ce cauți aici? Un alt mesaj. Du-te, pleacă de aici, închide ușa după tine. Dar ascultă-mi, pleacă. Când un cavaler se află la mine, n-ai voie să intri până nu te chem eu. Ai plecat? Am plecat, păi dar spus. Crede-mă, doamna Alonso, cu astfel de slugi ignorante poți să nebunești, nu alta. Dar el, iertați-mă, vrea parcă să vă aducă un mesaj. Un mesaj? Da, desigur, a început să vă spună, dar nu l-a lăsat să continue. Are să ne aducă un mesaj și pleacă fără să-mi spună nimic? Ah, ce servitor necioplit! Balestra! Ilustrisima! Nu vii? Pot sau nu pot? Vino, vino odată! Iată-vă! Trebuia să-mi comunici vești! Dacă nu mă lăsați... Repede, spune despre ce e vorba. Signora, doamna Virginia dorește să vă prezinte omagile. Doamna Virginia? Așteaptă în trăsură? Nu, e la ușă. A coborât din trăsură și tu o faci să stea în fața ușii, bădărane! Fugi, aleargă, du-te și spune de grabă să poftească. Alergi, ilustrisima. Slugile astea sunt o rușine. Trebuie tratate însă cu mai multă blândețe. Ilustrisima, doamna Virginia. Dragă prietenă, fie de mică. Doamna Alonso, erai aici. Acum pricep eu de ce a trebuit să fac mai bine de jumătate de oră anticameră. Vă iert. Totul a fost din vina unui servitor neghiop pe care l-am angajat abia ieri. Oh, da. Vă rog, doamna Virginia, să nu luați lucrurile în nume de rău. Nu. Spuneți-mi, nu l-ați văzut pe soțul meu? Da, a fost de dimineață să-mi prezinte omagiile sale. Și n-a venit cu trăsura împreună cu dumneavoastră? Nu, deoarece se mai afla și marchizul Ascanio cu noi. Și știți doar bine că soțul dumneavoastră nu ține să aibă întâietate. Astfel că bucuros și-a cedat locul. Doamna Claudia, de când n-ați mai văzut-o pe doamna Eleonora? Să tot fie o săptămână. Sărmana trece prin mari nenorociri. N-aveți nicio grijă, doamna Virginia. A găsit ea cine să o consoleze? Cine? Don Rodrigo? Chiar așa, chiar așa. Oh, doamnele mele, dar Don Rodrigo e un cavaler serios care nu s-a pretat niciodată la a sluji, doamne. Cât înșel, don Alonso. Doamnele care nu apar în societate știu să-și rezolve mai bine afacerile în particular. Da, 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 da. Știu sigur că e primit la ea acasă la orice oră din zi și din noapte. E foarte adevărat. Știam și eu de altfel și cine ar auzi-o vorbind mironosit ar crede că e virtutea în persoană. Da, n-am crezut-o niciodată. Ascultați-mă pe mine. Ar muri de foame dacă n-ar fi Don Rodrigo. Și n-are cu siguranță niciun fel de zestre. Zestre, spuneți? S-a măritat fără o cămașă de schimb. Dar oare de ce a luat-o de soție Don Roberto dacă era atât de sărac? Că vă spun eu, signora Virginia, deoarece Don Roberto face parte dintr-o familie de noblețe recentă, pe când doamna Eleonora e din cele mai vechi și nobile familii din Neapole. Da. De căsătoria aceasta s-a ocupat tatăl meu. Doamna Eleonora s-a căsătorit în chipul cel mai cinstit posibil. Bravo, bravo, bravo.
știm prea bine că și dumneavoastră i-ați dat târcoale pe vremea când mai era domnișoară. Oh. Iar acum o protejați. Nu e oare adevărat? Dar nu protejez pe nimeni spunând adevărul. Da? Bine, atunci duceți-vă la prea nobila dumneavoastră doamnă. Eu nu mai am nevoie de dumneavoastră. Signora Claudia, dar n-am vrut să te jignesc. Blestemați să fie cu surul pe care îl aveți, dar voi mereu să mă contraziceți. Da. Nu sunteți cavaler deloc. Signora, te rog niciun cuvânt mai mult nu vreau să vă mai aud. Vă implor dar nu să vreau să vă mai aud, vă rog. De ce vă certați, dragii mei? Don Flaminio, ați venit la timp. Soția dumneavoastră l-a umilit pe sărmanul Don Alonso. Oh, într-adevăr, soția mea Claudia e plină de caprici. Da. Nu știați? Aveți tot timpul să o cunoașteți și atunci mă veți ierta dacă îmi mai ies și eu din pepen câteodată. Nu, prietene, din partea mea nu am uitat niciuna din îndatoririle ce-mi revin. E, bine, dar de ce v-ați supărat? Să vă spun eu, Don Alonso i-a luat Dona Eleonora apărarea. Tăgăduiește că Don Rodrigo ar fi cavalerul care o slujește sau, ca să spun pe șleau, binefăcătorul ei. Noi care știm cum stau lucrurile, susținem cu totul altceva. Dar Don Alonso se încăpățânează și prin cuvinte amabile ne spune că nu suntem decât niște mincinoși. Oh, Don Alonso, niciodată în fața femeilor nu se vorbește frumos despre o altă femeie. Și apoi, nu știți oare că a contrazice o femeie ca și cum ai vrea să mergi împotriva apei și vântului? Da, știu, foarte bine, dar credeți-mă, nu pot fi de acord atunci când cineva încearcă să compromită reputația unei femei cinstite. Și oare de ce? Îi strică cumva reputația dacă se spune că Don Rodrigo o slujește? Eu o slujesc pe Dona Virginia... Dumneavoastră, pe soția mea. Bine, și ce e rău în asta? Bine, dar doamnele spun că Don Rodrigo o întreține, că îi plătește camerista și chiria casei și încă multe alte lucruri de acest fel. Dragă prietene, și în definitiv, cine-i plătește toate acestea, a? Suntem totuși prea naivi. Averea soțului este confiscată. Ea n-are niciun ban de zestre. Să ne fie limpede, nu se trăiește cu aer. Muncește și ce lucrează, vinde. Auziți cât de bine e informat Don Alonso. Dona Claudia, ce-ați zice să ne ducem astă seară la Dona Eleonora? Să-i facem o vizită, Dona Eleonora? Poate descoperim și altceva. Cred că îi place să țină casa deschisă, nu-i așa, Dona Alonso? După câte știu eu, Dona Eleonora îi place să trăiască foarte retras și să iasă cât mai puțin din casa ei. Cu excepția lui Don Rodrigo, nu-i calcă nimeni pragul. Dragii mei, de ce puneți rămășa că eu voi fi primit de ea în casă și că voi deveni și cavalerul ei? Vreau să ne descurci! Bravo! Rămășa mai bine pe un ceas de aur, Don Alonso. Prea bine, nu dau un dărât. Dona Virginia, vezi nimic împotriva. Ca eu să fac această încercare și să câștig ceasornicul. Faceți cum vă e voia. Îmi închipui că va fi cine să-mi țină locul acum când n-am să vă mai stau la dispoziție cu serviciile mele. Nu vă fie teamă, mă îngrijesc. Iar tu, scumpa mea Claudia, ce spui? Spun că ai și câștigat prin soarea, scumpul meu soț. Palestra, mă aflu într-o mare încurcătură. Dacă credeți, ilustrisime, domn Flaminio, că pot să vă fiu de folos, atunci poruciți. Am pus rămășac pe un ceas de aur cam să fiu primit în casa unei doamne și că voi deveni cavalerul ei. E fată, e vădană sau e cu bărbat? Soțul ei e în exil. Cu paralele cum stă? Oh, jalnic, jalnic. Ilustrisime, sunt aproape sigur că nu o să pierdeți ceasul. Mai pune la socoteală, Balestra, și faptul că doamna nu-mi displace. Și la dorința de a ieși biruitor din acest rămășac se mai adaugă și aceea unei simpatii care simt că începe să se transforme în dragoste. Ilustrisime, domn Flaminio, e necesară deci o distribuire a forțelor. Adică? Aici o baterie de cuvinte drăgăstoase, acolo una de suspine, dincolo o altă de petreceri și cea mai puternică bateria de cadouri. Loviți dintr-o parte, atacați din cealaltă, și astfel se face o breșă. Atunci fortăreața se predă de bună voie. Bravo, Balestra, bravo! Știu că te pricep la războiul amoros. Aflați, ilustrisime, că în regimentul lui Cupidon am slujit întotdeauna ca furier. Doriți să cercetez terenul? Cere inamicului să depună armele. Dați-mi ceva muniție. Iată. Praf de aur, Balestra. Prețuiește mai mult decât cel de pușcă. Lăsați pe mine. Speri așadar într-o victorie. Da.
Mi-e teamă doar de domn Rodrigo. De ce? Să nu aibă un regiment de zechini de aur care să distrugă bateriile dumneavoastră. Să ne gândim atunci la vreo stratagemă militară, nu? M-am și gândit, ilustrisime. Există acolo o oarecare colombină. Așa. Dacă reușesc să o câștig de partea mea, s-ar putea întâmpla ca în timpul nopții puntea să fie coborâtă, iar noi să fim primiți prin ieșirea de salvare. Bravo, bravo, Balestra, bravo! Acționează cum crezi, dar ai grijă să fim victorioși, Balestra! Pe o stradă din Neapole, șiretul Paschino, sluga credincioasă a lui Don Roberto, se întâlnește din întâmplare cu Don Rodrigo. Vai de mine, blestemată fie nenorocirea mea. M-am născut prost și am să mornătă rău. Am pierdut scrisoarea. Mă apucă disperarea de n-o găsesc. Paschino! O, signor Rodrigo! Ce cauți aici? Ce caut aici? Caut o scrisoare. Ce scrisoare? Scrisoarea pe care mi-a dat-o don Roberto să o duc donei Leonora, soția lui. Ce face stăpânul tău? Stă în pat și se luptă cu boala și cu doctorul. De ce spui asta? Pentru că boala și doctorul s-au luat la întrecere care să-l omoare mai întâi. Așadar, stăpânul tău e bolnav. Da, signore, și pe deasupra am pierdut și scrisoarea. Vai de mine. Cum să te înfățișezi, doamne Eleonora, fără scrisoarea stăpânului tău? Mă gândesc să mă întorc la Benevento. Cum vrei să pleci fără să te arăți stăpânei tale? Dacă va afla că ai fost aici, va crede că don Roberto a murit și se va lăsa pradă de sperări. Așa e bine, ziceți. Atunci mă duc să-i spun. Da, dacă te duci fără scrisoare, va fi și mai rău. Așadar, ce fac? Mă duc sau nu mă duc? Stai și ascultă. Am să-ți dau eu să-i înmânez ceva mult mai de preț decât scrisoarea. Sunteți prea bun, don Rodrigo. N-am să voi niciodată. Iată aici o pungă de 50 de scuzi. Du-o, doamnă Eleonora, dar fii atent. Trebuie să o faci să creadă că banii sunt trimiși de don Roberto. Signore, așa nu o să facem nimic. De ce? Pentru că atunci când spun o minciună, mă înroșesc din cap până în picioare. Vorbește puțin, dă-i punga și pleacă imediat. Dacă izbutești, am să-ți dau un scut de bacșiș. Don Rodrigo, dacă scudul acesta l-aș avea mai înainte, sunt sigur că lucrurile ar merge ca pe roate. Am înțeles. Iată-ți scudul. Procedează cum crezi. Lăsați pe mine, sunt o persoană bine crescută. Mai întâi fii atent, sub niciun chip nu trebuie să pomenești de numele meu. Fiți fără grijă, domn Rodrigo, din acest moment am uitat cum vă cheamă. Du-te, te aștept la cafeneaua de peste drum cu răspunsul. Știți, signore, ce spune proverbul? O mână spală pe alta, iar amândouă fața. Hai, du-te. Am primit pentru agrafă. 6 carlin, doar atât? Oh, și ăștia cu mare greutate. M-a costat 2 țechini de aur. Unde am manetat-o? La un om tare, cum se cade. Postește de 3 ori pe săptămână. Și nu ia nicio dobândă. O, ba da, signora, ba da. Mi-a spus că de azi în 8 zile să-i aduc înapoi 8 carlini. Alminteri, vinde imediat agrafa. Ar face bine să postească ceva mai puțin și să nu ia atâta camătă. Bate cineva, mă duc să văd cine. Da? Mă gândesc mereu la soțul meu, măcar de-ar fi vreo scrisoare de la el. Stăpână, fiți veselă! Ce vești bune mi-aduci! Oh, stăpână, a venit Paschino de la Benevento! Sărut mâinile stăpânei mele, doamna Eleonora! Ce face soțul meu? Nu mai poate de bine. Nu înțeleg, se simte bine sau rău? Foarte bine, mai bine nici că se poate. Fie răsplătit cerul! Ți-a dat vreo scrisoare? Să-mi dea scrisoare? Nu! Scrisoare? Ah, da, nu mi-a mânat nicio scrisoare. Mi-a dat în schimb ceva care prețuiește mai mult decât 1000 de scrisori împreună. Ce anume? Priviți și dumneavoastră. O pungă cu parale, 50 de scuzi. O, drăguții de ei! Cred și eu că valorează mai mult decât 100.000 de scrisori, una peste alta. Cum are? Soțul meu îmi poate trimite acești bani dacă se află într-o stare de mari lipsuri. Tare mi-e teamă că vrei să mă păcălești. O, drage, dar ce vă mai trece prin minte? Paschino e un adevărat gentilom. El n-ar fi în stare să spună o minciună. Sigur, îmi pare rău, signora. Sunt un om care atunci când spune adevărul, nu minte. Dar de unde a făcut rost de banii aceștia?
de banii aceștia. A, da, vă spun îndată. Dar vă rog, nimeni să nu afle. A, da, da, i-a câștigat la cărți. Cum, soțul meu joacă? Dacă îi vreți, păstrați-i, de nu, îi iau și duc înapoi. Bă, drage, ce-ar spune soțul dumneavoastră dacă Paschino i-ar aduce înapoi cei 50 de scuzi? Ar crede că n-aveți nevoie de ei și cine știe ce gânduri rele și-ar mai face. Nu știu ce să spun. Am să iau, mulțumind dragostei soțului meu, care vreau să cred că mi-a trimis. Așa-i, așa-i, fără-ndoială. Așa-i, pe cinstea mea. Îți mulțumesc și ție, Paschino. Trebuie să fii tare obosit, mergi. Mergi și te odihnește. Nu, nu, nu sunt obosit, doamna Eleonora, dar am un mic necas. Care anume? Mi-e foame. Colombina, du-l de grabă la bucătărie. Hai, du-te. Da, da. He, Paschino! Dar ce ți-a căzut din buzunar? Din buzunar? Oh, oh, drace, scrisoarea... Dar ce hârtie mai e și aceea? Hârtie? Nimic, nimic. Vă jur, e scrisoarea mea. Dă-mi, eu vreau să o văd. De fapt, nu. Colombina? Da. Iei scrisoarea aceea. Dă-mi pace, Paschino! Colombina, Colombina! Iată scrisoarea, doamna Eleonora. Ah, mi se părea de necrezut ca domn Roberto să nu-mi fi scris... Acesta este scrisul lui. Stăpână, eu mă duc. Stai și ascultă ce-mi scrie soțul meu. E, Paschino, unde ești? A fugit, nemernicul. Citiți mai bine scrisoarea. Soție prea iubită, temperatura nu vrea să-mi dea pace. Paschino n-a spus adevărul. Astăzi e a șasea zi de când sunt în pace, sufăr. Sunt fără prieten, fără sprijin și fără bani ca să-mi pot cumpăra măcar un pui din care să-mi fac o supă. Trimit servitorul în speranța că mila ta nu mă va lăsa fără vreun ajutor. Aștept vești. Oh, nefericita de mine, ce mi-a fost dat să citesc. De la cine oare or fi banii aceștia? Colomina, da, signora. Vezi cine mai e la ușă? Signora, omul acesta cum să cade? Va aduce vești bune de la don Roberto. Ilustrisima, vin din partea ilustrisimului meu stăpân ca să vă prezint omagile sale și să vă încredințez că ilustrisimul soț al dumneavoastră, don Roberto, se simte ilustrisimo cu sănătatea. Cine este stăpânul tău? Don Flaminio. De unde are el vești despre sănătatea soțului meu? A sosit doar acum câteva ore de la Benevento cu diligența. L-a întâlnit acolo pe prea ilustrisimul dumneavoastră soț, care l-a rugat să vă aducă această ilustrisimă veste. Soțul meu nu mi-a trimis nicio scrisoare? N-a mai avut răgazul necesar, deoarece stăpânul meu nu a putut zăbovi acolo prea multă vreme. I-a mai spus încă și multe alte lucruri, dar mie n-a vrut să mi le spună și dacă ilustrisima voastră binevoiește, stăpânul meu va veni în persoană pentru a vă face cunoscut fiecare amănunt. Să poftească, îi voi rămâne îndatorată. Vă fac o prea umilă plecăciune. La revedere, bunule om. Oh, păcălită de Paschino, mă tem de toată lumea. Și nu mai știu în cine să mă încred. Poate cineva, signora. Du-te și vezi cine mai este. Da, da. Oh, bucurați-mă! Bucurați-mă, stăpână! Domnul avocat, buona testa! Să ne bucurăm, doamna Eleonora! S-a dat sentința? S-a dat. Victorie, victorie, victorie! Spuneți-mi de grabă conținutul sentinței. Încet, încet, doamna Eleonora, toate la timpul lor. După cum vă spuneam, sentința s-a dat. S-a dat? Veți avea un venit de un scut pe zi. Veți intra în posesia moșiilor. Ați primit copia sentinței? Vă răspund îndată. Mai există o mică dificultate. Lucru ce de altfel se va rezolva cu multă ușurință, nu? Aflați că reprezentantul fiscului s-a împotrivit, spunând că vrea să facă apel la Curtea Supremă. Dar nu va avea sorți de izbândă. Totuși a redactat imediat recursul. Așadar, o luăm de la început. Ascultați-mă însă și admirați prezența de spirit a avocatului Buonatesta. Am înțeles de îndată că intenția avocatului de la fisc nu era deloc de a împiedica aplicarea sentinții, pentru că, la urma urmilor, nu intră nimic în buzunar. Ce vroia numai să facă lucrul acesta? În sfârșit, ce să mai lungim vorba? L-am luat deoparte, i-am vorbit la ureche și i-am promis 50 de scuzi dacă renunță la recurs. Iar el mi-a promis că o va face. Gata, ei, ce spuneți? Am procedat bine, nu-i așa? Foarte bine. Spuneți-i că din primii bani ce îi voi lua din venitul meu va căpăta cei 50 de scuzi.
Doamna mea, așa nu o să facem nimic. Amicul n-are de gând să aștepte. Sau imediat, sau deloc. Unde să iau eu 50 de scuze? Știți prea bine că nu iau. Trebuie să facem negreșit un efort. Colombina, ce spui? Signora, ați uitat de punga cu scuzi? Oh, da. Ei bine, domnule avocat, am în punga asta niște bani trimiși de providență. Vedeți bine în ce nevoie mă aflu și totuși mă lipsesc de ei, bizuindu-mă pe cinstea dumneavoastră. Poftiți, aici sunt 50 de scuze. Perfect, mă, și duc imediat să fac târgul. La revedere, signor. Sentința s-a dat. Ca să scap de necazul cu recursul, merita să cheltuiesc cei 50 de scuze, nu-i așa, Columbina? Să dea cerul să fie așa, signora. Iar e cineva la ușă. Mai bine ar fi lăsat-o deschisă. Poftiți, poftiți, domn Rodrigo. Signora, dacă nu mai aveți nimic să-mi porunciți, mă duc la bucătărie. Du-te, Columbina. Vine, domn Rodrigo. Ce v-a spus domnul secretar? M-a încredințat de protecția lui față de dumneavoastră. Sper. De altfel, lucrul acesta nu o să-i mai dea multă supărare, deoarece avocatul mi-a adus tocmai acum vestea victoriei obținute. Așadar, ați câștigat procesul. Cel puțin așa mi-a spus. Dar întrucât reprezentantul fiscului vroia să facă recurs, a fost nevoie să mai sacrific 50 de scuze pentru a-l împiedica. 50 de scuze în situația în care vă aflați este o sumă foarte mare. Cerul s-a îngrijit de mine. Ajutorul mi-a venit tocmai de unde m-aș fi așteptat mai puțin. Poate din mâinile soțului dumneavoastră? Nu, dimpotrivă, el se găsește într-o și mai neagră mizerie. Ce sumă era? 50 de scuze. Credeți oare că există cineva cu o inimă capabilă de a dărui, fără ca totuși să aibă vanitatea de a se declara el autorul darului? Da, domn Rodrigo. Și cine e acela? Dumneavoastră. Greșiți, doamna Eleonora. Nu am avut îndrăzneala să fac așa ceva odată ce m-ați refuzat. Signora, a sosit timpul să nu vă mai supăr cu prezența mea. De ce plecați atât de repede? O treabă importantă mă cheamă în altă parte. Nu știu ce să vă spun. Doamna Eleonora, rămân prea devotată a dumneavoastră slugă. Adio, domn Rodrigo. Colombina, l-ai găsit pe don Anselmo? Desigur, signora. Iată, vă trimite 6 căpățâni de zahăr, un vas plin cu ceai și un cornet de cafea. Ce amabil și simpatic e acest negustor. I-am scris doar să mai aștepte câteva zile banii ce-i datorez. Da, și dânsul vă trimite în dar tocmai cele ce vă sunt de trebuință astăzi. Nu înțeleg de ce dona Claudia și dona Virginia m-au anunțat de vizita lor. Cine știe ce mai pun la cale. Signora, don Flaminio se îndreaptă spre locuința noastră. Să-i deschid. Don Flaminio? Da. Da, poftește-l. Da, da. Mă plec prea supus în fața dumneavoastră, signora. În sfârșit, soarta mi-a acordat mult râvnita cinste de a vă prezenta omagiile mele. Un noroc pe care nu-l merit. Dar vă rog, luați loc. Da, mulțumesc. Sunteți plină de grație și strălucire. Lucrul acesta nu poate fi decât rezultatul virtuților dumneavoastră, care vă fac să rămâneți de neclintit în fața loviturilor soartei. Signor Flaminio, vă rog să-mi spuneți ceea ce soțul meu v-a rugat. Cred, de altfel, că acesta este și singurul motiv pentru care v-ați obosit până aici. Nu, doamna mea. Nu numai ca să vă supăr cu prezența mea am venit. Aș adăuga și dorința fierbinte de a vă asigura că vă stimez, că vă cinstesc și că aștept cu nerăbdare onoarea de a vă putea sluji în continuare. Signore, nu mă așteptam din partea dumneavoastră la un astfel de compliment, dar vă rog, spuneți-mi cum se mai simte don Roberto. Se simte bine. Și pe scumpa sa soție, Eleonora, mi-a încredințat-o în pază. M-a rugat să am grijă să vă ajut și să nu mă îndepărtez deloc de lângă dumneavoastră. Mi se pare tare ciudat ca soțul meu să vrea să-mi caut sprijin pe lângă cineva pe care nu l-am văzut niciodată venind în casa noastră. Pricep. V-ar fi plăcut mai mult ca acest lucru să-l fi lăsat mai degrabă pe seama lui don Rodrigo, nu-i așa? Don Flaminio, mă jigniți. Iertați-mi gluma. Așadar, aflați că soțul dumneavoastră se va întoarce cât de curând la Neapole. La Neapole? Cum asta? Cu ajutorul meu, doamnă. O să se revină asupra surghiunului. Va fi anulat și don Roberto va intra cât de curând în posesia bunurilor sale. Nu există ceva care să nu fie cerut de domn Flaminio și să nu fie obținut de îndată. Dacă e așa, domn Roberto va rămâne foarte îndatorat. Iar dona Eleonora nu va fi deloc recunoscătoare?
Voi binecuvânta sufletul dumneavoastră generos. O să mă priviți cu ochi buni, signora. Iertați-mă, stăpână, că am intrat așa buzna, dar doamnele coboară tocmai în clipa aceasta din trăsură. Da, mergi și primește-le. Poftiți, dona Eleonora vă așteaptă. Sluga, dona Eleonora. Sluga, dona Virginia. Sluga, dona Eleonora. Mă închin în fața dumneavoastră, dona Eleonora. Datorată, dona Alonzo. Vă rog, vă rog, luați loc. Mulțumim. Scumpe prietene, vă sunt foarte îndatorată pentru onoarea pe care mi-o faceți prin amabila voastră vizită. Dar de ce? Îmi pare rău că în situația în care mă găsesc nu pot să vă primesc după cum meritați, dar sper că atât dumneavoastră cât și acești domn veți fi îngăduitor față de nenorocirile mele. Noi am venit doar pentru a vă saluta cu respect, nu pentru a vă deranja. Vă mulțumesc, dona Alonzo. Spuneți-mi, dona Eleonora, cine v-a lucrat boneta aceasta atât de frumoasă? Camerista mea, dona Virginia. Dar pieptănătura, cine v-a făcut-o? Tot ea, sărmana. Păreți pieptănată la cel mai bun coafor din Neapole. Credeți-mă, dona Claudia, nu dau deloc importanță acestui lucru. Oh, dona Eleonora, ai stă bine oricum. Acesta e doar privilegiul femeilor frumoase. Soțul dumneavoastră, dona Claudia, este un cavaler cam ciudat. Are să-mi comunice ceva din partea soțului meu și mă torturează spunându-mi puțin câte puțin. Sărăcuța, vai, domn Flaminio, se poate așa ceva? Domn Flaminio? Nu v-a spus nimic despre convorbirea avută cu domnul Roberto la Benevento? La Benevento? Da, scumpa mea soție, n-am sosit eu de la Benevento chiar astăzi de dimineață cu poștalionul. Am adus vești de la domn Roberto. Doamnele mele, iertați-mă, camerista îmi face semn că trebuie să-mi vorbească. Îngăduiți-mi să mă retrag. Vă rog, vă rog, să mă așteptați. Poftim, poftim, iubită prietene, poftim. Ce spuneți, doamna Virginia? Pare plictisită de domn Flaminio. Asta-i, se teme de mine. Dacă n-aș fi eu aici, s-ar comporta cu totul alt. Prietene Alonzo, pregătește ceasul. Dar iată și pe domn Rodrigo. Mi se părea chiar un lucru de necrezut să nu vină și el, nu? Plecăciune încântătoare ai societății. Care acum se va desăvârși prin venirea dumneavoastră, domn Rodrigo. O exprimare care nu poate face decât onoare unei doamne atât de politicoasă. Da. O, dacă ați ști, cavalere, până acum am fost foarte triști. Doamna Eleonora mai să plângă. Da. Sărmana doamnă nu prea are multe prilejuri de veselie. Cu toate că doamna Eleonora are vești bune de la soțul ei. Sunteți sigură, doamna Virginia? Domn Flaminio a spus că peste 2 zile îl vom avea din nou pe domn Roberto printre noi la Neapole, liber, grațiat și în situația de mai înainte. Da. Adevărat? Cum nu se poate mai adevărat, dragul și meu? Și cine se pune zălog? Eu! Da, signore, a sosit chiar azi de dimineață de la Benevento, unde a vorbit cu domn Roberto, care se simte nemaipomenit de bine. Așa să fie? Vă mai îndoiți? Când ați vorbit cu el? Ieri seară. Da, și era sănătos? Cum nu se poate mai bine. Domnilor, nu vroiam să îndurerez societatea cu o veste tristă, dar don Flaminio mă obligă să o fac. Ieri la amiază, don Roberto a murit. Ce? Cum a murit? Iar aceasta e scrisoarea care anunță moartea lui. Nefericită, doamna Eleonora! Bine că nu e acum de față. Domnul care a sosit astăzi de dimineață de la Benevento o să meargă să se odihnească. O fi tare obosit. Mare excroci mai sunteți și voi, bărbații, dragă Flaminio. Mulțumesc pentru compliment, doamna Virginia. Adio, domnii mei! Adio, prea frumoasă doamnă! Treburi urgente, mă silesc să plec. Adio! Domn Rodrigo? Doamna mea? Și dumneavoastră vreți să plecați? Întocmai, doamna Virginia. Așa? Fără a spune niciun cuvânt sărmanii doamna Eleonora? Trebuie ca ea să afle, dar deoarece se mai găsesc aici 2 doamne, le voi lăsa lor povara acestei sarcini. Ei, haide, de domn Rodrigo, nu mai faceți atâta pe indiferentul. Mergeți și uscați lacrimile văduvioarei. Eu sunt un cavaler, iar doamna Eleonora o femeie înțeleaptă și cu judecată. Cine gândește altfel, are sufletul corupt de prejudecăți. Adio, distinsă societate. Doamna Claudia, ai înghițit și acest hap. Învățați, doamnele mele, să judecați mai bine oamenii și să bârfiți mai puțin. Doamna Alonzo, mai bine mergeți să căutați un doctor. Da, duceți-vă, doamna Alonzo. Dar dacă vreți să-i aduceți un doctor bun, doamna Eleonora, atunci căutați un soț frumos. Ce minunat ar fi dacă ar exista și doctor care să cunoască leacul împotriva clevetirii. Thank you.
deoarece leacul împotriva clevetirilor bunelor sale prietene era greu de găsit, dona Eleonora s-a mulțumit să rămână în casă sub îngrijirea unui doctor. Dar dona Claudia și dona Virginia, dorind cu orice preț să afle noutăți, la puțină vreme după vizita făcută prietenei lor, au plecat din nou în oraș și, bineînțeles, s-au oprit în fața casei donei Eleonora. Tare sunt curioasă cum se simte dona Eleonora. Ați procedat foarte bine, dona Virginia, poruncindu-i vizitiului să oprească în fața casei bunei noastre prietene. Oh, uite, uite și pe amărâta ei de servitoare. Colombina! Da, Colombina! Cum se simte stăpâna ta? Oh, mai bine, mai bine, signora Virginia. Și ce face? De ce nu iese din camera ei? Le așteaptă pe don Rodrigo. A trimis să-l cheme. Oh, dacă n-ar fi fost el să o ajute, cum ar fi putut oare să trăiască? Da, vă înșelați, signora Virginia. Până acum n-a cheltuit o para pentru noi. Dar cine îi plătește chiria casei? Și-a vândut rochia casei, da, 20 de scuzi domnului Anselmo. Iar acesta din milă nici n-a vrut să-i primească. Și tratația? Cine oare i-a trimis-o? Tot signor Anselmo. Cum? Da. Signor Anselmo e îndrăgostit de stăpâna ta? Oh, signora Claudia, glumiți. E un om care servește bucuros pe toată lumea. Așadar, don Rodrigo nu i-a dat nimic dona Eleonora? Nu, nimic, niciun sfânt. Și cum își petrece timpul cu stăpâna ta? Parcă ar fi de marmură. Da? Stau atât de departe unul de altul încât ar putea foarte bine să treacă și o trăsură printre cele două scaune. Tu n-ai de unde să știi ce fac când rămân singuri. Oh, dar nu stau niciodată singuri. Tăceți, vine spre noi don Alonso și nu se cuvine să vorbiți astfel în fața unui cavaler. Doamnele mele, sluga dumneavoastră. Sluga? Ce mai face dona Eleonora? Ei, se pare că mai bine decât dona Virginia și decât mine, deoarece a scăpat de lanțurile căsniciei. Da. Tare mă tem, dona Claudia, că în curând veți avea și dumneavoastră astfel de bucurie. Cum adică? De ce spuneți asta? Soțul meu are cumva febră? Mai rău, l-a provocat la duel pe don Rodrigo. L-a provocat la duel? Cum mă vedeți? Și el a acceptat provocarea? Nu, dar dacă se vor întâlni față în față, se vor bate în duel. Oh, nenorocită de mine! Și unde e acum don Flaminio? Cred că l-așteaptă pe don Rodrigo. Dona Virginia, da, să mergem și să-l căutăm amândouă. Dar mergem. Să-l facem să renunțe la hotărârea luată. Veniți și dumneavoastră, don Alonso? Veniți? Am să vin doar pentru a nu vă mai da prilej la o nouă clevetie. Oh, o să mergem. Stăpână, signor Anselmo dorește să vă prezinte omagiile sale. Oh, să poftesc, da? Poftiți, signor Anselmo. Cu toată sinceritatea inimii mele vă încredințez, dona Eleonora, de durerea ce o simt pentru pierderea bunului dumneavoastră soț. Mulțumesc. L-am întâlnit pe don Rodrigo, care mi-a spus tristă veste. Mă simt îndatorată în fața sentimentelor ce mi le purtați, signor Anselmo. Ca un bun prieten, gata oricând să vă slujească, sunt la dispoziția dumneavoastră pentru orice va fi de trebuință. Mă aflu aici gata să vă ajut. Porunciți și dispuneți de mine cum vă e voia. Acestea sunt cele mai frumoase condoleanțe pe care pot să vi le fac. Mă copleșiți cu generozitatea. De altfel, chiar ieri seară m-ați ajutat. Vă mulțumesc pentru lumânări, pentru zahăr și pentru tot ce mi-ați trimis. Pentru nimic. Toate acestea sunt lucruri de mică importanță. Pot să-mi iau libertatea de a vă vorbi deschis? Dar mi-ați face chiar o favoare. Mă rog. O să mă socotiți demn, ținând seama, așa, de vârsta mea, să mă priviți ca pe tatăl dumneavoastră. Astfel vă consider și vă respect. Deci n-am copii, iar rudele n-au nevoie de mine. Am strâns câte ceva pe lumea asta. Dispun de o avere suficientă pentru a face o operă de binefacere. Și dintre toate câștigurile pe care le-am avut în cursul vieții, cel mai mare va fi acesta: de a fi ajutat o văduvă părăsită de rude, vrednică de milă, dar cinstită. Apreciez în altele sentimente pe care mi le acordați. Modestia și resemnarea dumneavoastră mă mișcă și mă îndeamnă la acest act. Aveți o inimă plină de bunătate și de adevărată dragoste. Da, signora, da, aceasta e adevărata dragoste. Vă apreciez pentru că sunteți o femeie înțeleaptă. Nu condamnați căsătoria. Ați fost măritată odată, sunteți tânără, n-ar fi deloc rău să vă căsătoriți din nou, dar mai întâi să chibzuiți ca o femeie plină de înțelepciune ce sunteți. Țineți seama că tinerețea și frumusețea sunt lucruri ce trec repede, dar bunele deprinderi, virtutea și prudența stau la baza adevăratei liniștea familiei.
Ei, și acum, signora, cu îngăduința dumneavoastră, m-aș retrage. Atât de repede vreți să mă lipsiți de prezența dumneavoastră, plină de delicatețe. Trebuie să mă ocup și de afacerile mele și nu... N-am timp de irosit. Ceea ce vreau să vă spun, v-am spus. Gândiți-vă și faceți cum credeți de cuvință. Iar când vă veți hotări, dați-mi de veste. Acesta va fi un secret între noi doi. Prea umilă plecăciune, domnule. Signora Anselmo? Oh, câtă bunătate din partea domnului Anselmo. Signora? Ce-i Colombina? Ce s-a mai întâmplat? Signora, domnul avocat Bonatesta. Oh, poftește-le, mi-aduce sentința. Oh, ce mai frânzoleară și în casa asta nu pleacă bine unul și hop altul. Poftiți, poftiți, domnule avocat. Imaginile mele, doamna Eleonora, îmi pare foarte rău de moartea lui domn Roberto. Mulțumesc, domnule avocat. Cum decurge procesul nostru? Ei, asta este, ce vreți să vă spun? Nenorocire peste nenorocire. Credeți că moartea soțului dumneavoastră e o nimica toată? Nu vedeți că lucrurile au luat imediat o nouă întorsătură? Noi am cerut fiscului mijloace necesare pentru traiul dumneavoastră vivente vivo, adică atât timp cât soțul dumneavoastră e în viață. Și acum trebuie să schimbăm cererea. Cum? Să o luăm de la capăt? Măcar dați-ne înapoi cei 50 de scuze. Colombina, te rog să nu te amesteci. S-au cheltuit, s-au dus. Permiteți, doamna Eleonora. Avocățelul ăsta a lăsat ușa deschisă. Colombina, te-am rugat ceva. Da, prea bine, prea bine. Poftiți, domn Rodrigo, intrați. Doamna Eleonora, sunteți convinsă. Sper că iau parte la durerea dumneavoastră. Îngăduiți-mi însă ca mai întâi să mă adresez domnului avocat. Cum decurge procesul, domnule Bonatesta? Tare mi-e teamă că merge prost. Eu însă vreau să vă dau o veste bună. Sentința s-a dat. Procesul s-a terminat. Adevărat? Dar și cum sună sentința? Veți afla îndată. Se află aici un trimis al Breslei avocaților care tocmai a venit pentru a vă împărtăși cele hotărâte. Colombina, spune-i să intre. Poftiți, domnule, poftiți. Sluga dumneavoastră umilă, doamna Eleonora. Iată-l pe domnul avocat, comunică-i sentința. Dar o puteți comunica direct persoanei în cauza aici de față. Nu. Dumneavoastră trebuie să vă citească. Din porunca regelui, domnul avocat Bonatesta va părăsi în termen de 24 de ore orașul Neapole. Cum? Fiind trimis în surghiun ca pedeapsă. Nerespectarea dispoziției aducând după sine închisoarea și celelalte pedepse prevăzute de lege. Cum e o asemenea jignire? De ce? Deoarece a mințit-o pe doamna Eleonora făcând-o să creadă lucruri neadevărate și aceasta doar pentru a excroca de bani, deși cunoștea starea de sărăcie în care se afla. Și deoarece a făcut-o să creadă că înalții funcționari nu-și fac cu cinste datoria, prejudicindu-le astfel onoarea. Bine, dar... Sau părăsiți de îndată casa aceasta sau zbirii vă vor face să plecați. Am terminat. Sluga dumneavoastră, doamna Eleonora. Nefericită de mine, vreo gură rea m-a nenorocit. Eu am fost gura rea care a dat în vileag fapta dumneavoastră atât de mârșavă. Iată mea reputație, sărmana mea reputație. Permiteți-mi, vă rog, să plec. Domnule avocat, nenorocită de mine, pe ce mâini intrasem. În sfârșit să lăsăm asta. Sunt bucuroasă că am rămas singuri. Aș vrea să vă spun ceva la care, domn Rodrigo, cu siguranță nici nu vă gândiți. Voi asculta bucuros. Dar mai înainte vă rog să-mi spuneți cum s-a sfârșit cu provocarea la duiera lui domn Flaminio. Faptul devenind notoriu, au intervenit câțiva prieteni în comun, iar acum se discută condițiile de împăcare. Domn Rodrigo, poate că acum stăm de vorbă pentru ultima oară. Cum? De aceea îngăduiți-mi să vă vorbesc cu toată libertatea. De ce pentru ultima oară? Nu mai e cazul să ascund o taină până acum păstrată cu multă grijă aici în suflet. Cât timp a trăit soțul meu în pofida dragostei mele, am pus rațiunea drept stabile sentimentelor. Acum însă, când sunt liberă și când aș putea să-mi fac vreun plan în legătură cu dumneavoastră, nu mai am încredere în rezistența mea și așa pusă prea mult la grea încercare. Și nu găsesc altă scăpare în fața slăbiciunii mele decât să mă despart pentru totdeauna de prezența dumneavoastră. Mă surprind nespus cele ce-mi spuneți. Bunătatea care mi-o arătați cere în schimb o mărturisire. Dacă mă credeți lipsit de simțire față de plăcutele dumneavoastră purtări, vă înșelați amarnic. Numai eu știu cât mă costă încercarea de a pune stabilă sentimentelor mele. Iată deci un nou motiv ce întărește și mai mult hotărârea pe care vreau să o iau. Noi nu mai suntem două persoane care ne putem mândri cu virtutea noastră.
care putem sta de vorbă fără pericol, fără pasiune și fără să fie dominate de sentimente. Nu, să ne lecuim cât mai e vreme. Și un alt remediu nu aveți de propus decât acela al unei atât de dureroase despărțiri? Vă înțeleg. Pe bună dreptate îmi reproșați că eu prefer îndepărtarea. Dar dacă m-aș căsători cu dumneavoastră acum când sunt văduvă, lumea ar spune că am dorit lucrul acesta și astfel, în loc să desmint vorbele celor ce gândesc rău despre noi, aș face să se întemeieze nedemna lor clevetire. Da, da, din păcate e adevărat ce spuneți. Gurile rele au persecutat virtutea noastră. Nu pot tăgădui că gândiți cu înțelepciune, dar să ne despărțim pentru vecie, o cerule. Iertați-mi slăbiciunea. Inima mea cu greu va putea face față unei astfel de lovituri. Ce putem face însă? Inima dumneavoastră va putea oare să reziste în fața atâtor clevetiri? Sunteți hotărât să puneți liniștea înaintea demnității? Nu, 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 doamna Eleonora, nu vreau să vă pierd încercând a vă cuceri. Vă cunosc delicatețea, nu veți putea îndura jignirile lumii răutăcioase. Voi pleca în surghiun departe de aceste locuri, voi rătăci prin lume, dar înainte de aceasta doresc să știu care va fi situația pe care o alegeți pentru a trăi de azi înainte. Cât mai retrasă de lume. Am să vă ofer tot ce vă este necesar pentru astfel de hotărâre. Nu tăceți! Vă implor, tăceți! Dorm? Sau ce naiba fac oare? Stăpână? Ce vrei, Colombina? A venit signor Alonso. Da, spune-i să poftească. Da, da. Poftiți. Mă plec în fața domnilor voastre. Don Rodrigo, totul s-a aranjat. Sunteți din nou prieteni cu Don Flaminio. Și care sunt condițiile ce stau la baza împăciuirii? Drepte și cinstite pentru amândoi. Dintr-un moment într-altul, Don Flaminio va fi aici ca să ceară scuze doamnei Eleonora de a fi spus un neadevăr, motivând că a făcut aceasta doar din glumă, pentru a o mai înveseli puțin. În felul acesta, și dumneavoastră, care ați luat parte doamnei Eleonora, veți fi satisfăcut de explicații. Deoarece însă l-ați făcut să apară ridicol în societate, va trebui să-i spuneți că nu a existat intenția de a-l jigni, ci numai dorința de a face cunoscut un adevăr ce nu se mai putea tăinui. Vă veți declara din nou prieten și astfel se va încheia conflictul. Ei, sunteți mulțumit? Un cavaler ce ești de cuvântul altuia nu trebuie să se împotrivească unui aranjament gata făcut. Stăpâna! Stăpâna! Oh, câtă mișcare! Dona Claudia, dona Virginia, don Flaminio, toți! Oh, iată-le, sunt chiar ele! Oh, sluga, dona Eleonora! Sluga, dona Virginia! Sluga, dona Eleonora! Dona Claudia! Dona Eleonora, chiar în prezența lui don Rodrigo, bunul meu prieten, vă cer iertare pentru povestea pe care am născocit-o, asigurându-vă că am spus-o numai pentru a vă determina să fiți ceva mai vesel în societate. Accept cu plăcere justificarea și vă mulțumesc pentru această dovadă a bunătății dumneavoastră. Don Flaminio, vă încredințez că ieri seară nu am avut deloc intenția de a vă jigni și că am citit scrisoarea doar pentru a dezvălui un adevăr ce nu trebuia să rămână ascuns, asigurându-vă că sunt al dumneavoastră prieten. Oh, da, da, pacea fiind încheiată, să luăm loc. Da, da. Salut, onorată! E, poftim, poftim, don Anselmo, mai lipsea de aici. Am găsit ușa deschisă, m-am anunțat, dar nimeni n-a răspuns și atunci mi-am luat îndrăzneala și am intrat. Oh, foarte bine, luați loc, signor Anselmo. Mulțumesc, signora, mulțumesc. Tocmai acum a sosit o ștafetă de la Benevento care mi-a adus diferite scrisori. Printre acestea se află una trimisă de un om al meu pentru a-i fi înmânată direct doamnei Eleonora. Faceți-mi plăcerea de a o deschide și a o citi, da, dacă da. Nu conține ceva mai mult decât știrea morții sărmanului don Roberto. Nu simt nevoia să o parcurg pentru a mări și mai mult tristețea. Signora, scrisoarea cuprinde tot ce a spus sărmanul don Roberto înainte de a muri celor ce se aflau în preajma lui și, printre alte lucruri, acesta mi se pare cel mai de seamă. Ascultați, scumpe prietene care ai bunătatea de a te afla alături de mine în aceste ultime clipe ale vieții, îți las în pază lucrul cel mai scump pe care îl mai am pe lume, pe sărmana mea soție. Ea rămâne nenorocită și părăsită, fără vreun mijloc de trai, și aceasta e durerea cea mai mare pe care o încerc acum, în aceste ultime momente. Don Rodrigo, cavalerul cel mai înțelept și cel mai cinstit pe care l-am cunoscut vreodată, a fost întotdeauna bun cu mine și cu familia mea. Rugați-l, deci, din suflet, în numele meu, fie printr-o scrisoare, fie prin mijlocirea vreunui prieten comun, să aibă milă și să nu o părăsească pe sărmana mea soție. Sper că și cerul în paza căruia o las pe această sărmană, doamnă prea cinstită, va îngădui. Don Rodrigo, aveți milă de ea, dacă nu din dragoste sau pentru că ați avea cine știe ce inclinație deosebită pentru ea, măcar pentru rugămințile pline de gingășie ale defunctului dumneavoastră prieten. De nu veți arăta înțelegere,
înseamnă că sunteți plin de cruzime. Arătați-vă mai puțin dispus să vă conformați perceptelor unei prea aspre virtuți. De acum sentimentele dumneavoastră cinstite au devenit publice. Știm cât v-a fost de înțeleaptă purtarea. Luați-o în căsătorie pentru numele lui Dumnezeu. Vă asigur că sunt uimită. Nu credeam că pe lume ar mai exista un astfel de caracter. Acum însă sunt convinsă de purtarea dumneavoastră cinstită și cred că e necesar să vă căsătoriți pentru a aduce pe lume, dacă este posibil, suflete care să moștenească frumoasele dumneavoastră virtuți. Curat, signor Rodrigo, nu vă lăsați prea mult rugat. Dumneavoastră cunoașteți pe deplin caracterul bun al acestei doamne, atât de înțeleaptă, atât de resemnată și de modestă. Vă mulțumesc pentru convingeri, pentru îndemnuri, dar doamna Eleonora nu spune nimic? Doamna Eleonora, ce vreți să spun? Nu v-au convins oare argumentele bunilor noștri prieteni? Sărmanul dumneavoastră soț v-a lăsat în grija mea. I-aș împlini dorința fierbinte dacă nu m-aș teme de insultele celor ce clevetesc. Domnul Rodrigo, întreaga lume vă admiră purtarea. Doamna Eleonora poate servi de pildă pentru comportarea cinstită în relațiile de prietenie dintre oameni. Aveți datoria, ca un adevărat cavaler ce sunteți, să răsplătiți atât de neprețuită virtutea acestei doamne. Da, sigur. Ei bine, doamna Eleonora, întrucât pot spera să obțin încrederea dumneavoastră, vă ofer mâna. Primesc oferta dumneavoastră generoasă și vă jur credință neștirbită. Luați însă în considerație că eu sunt văduvă doar de puțin timp și nu mi este îngăduit să trec atât de curând la o nouă căsătorie. Cine se căsătorește doar din capriciu nu poate să suporte amânarea. Cine însă se căsătorește cu o persoană meritoasă și virtuoasă se mulțumește cu faptul că e sigur de a o merita și se bucură de amânarea primirii răsplatei. Ei, iubiți prieteni, sunt fericit să dau binecuvântarea mea acestei prea fericite căsătorii, o unire perfectă a unei perechi cum rar întâlnești, exemplu al virtuților unui cavaler și ale unei doamne. Ați ascultat Cavalerul și doamna, de Carlo Goldoni. Traducere de Eugen Costescu. Adaptare radiofonică de Mircea Popescu. Distribuția a fost următoarea: Eleonora, Adela Mărculescu; Claudia, Rodica Tapalagă; Virginia, Stella Popescu; Colombina, Adina Popescu; Rodrigo, Traian Stănescu; Alonzo, Valentin Plătăreanu; Anselmo, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit; avocatul, Octavian Cotescu; Paschino, Gheorghe Negoescu; Balestra, Dem Savu; Trimisul, Gheorghe Pufulete; Crainicul, Constantin Diplan; regia de studio, Constantin Botez; regia tehnică, inginer George Buican; regia muzicală, Timuș Alexandrescu.